Bună dimineața, din nou! Am revenit cu previziunile astrale în materie de dragoste. Berbec se pare că o persoană din familie se încăpățânează să își susțină punctul de vedere într-o problemă casnică. Ar fi bine să nu începeți discuții în contradictoriu. Taur, ar fi bine să fiți mai îngăduitor cu persoana iubită, deși relațiile sunt bune, aveți tendința să îi faceți reproșuri și să o îngrădiți. Gemeni, în prima parte a zilei este posibil să fiți irascibil și riscați să vă purtați nedelicat cu persoana iubită. Stăpâniți-vă nervozitatea pentru că puteți să provocați o ceartă. Rac, s-ar putea să vă certați cu partenerul de viață de la lucruri simple, fiți răbdători și reacționați cu diplomație. Puteți să vă afectați relația pe o perioadă lungă. Leo, o întâlnire cu persoana iubită vă ridică moralul, ar fi bine să nu provocați geologia partenerului. Fecioară, puteți fi ușor iritat astăzi din cauza discuțiilor cu cei din familie. Prietenii vă sunt alături și vă ajută să ieșiți dintr-o pasă proastă. Balanță, sunteți concentrat pe problemele profesionale, ceea ce creează o stare de nervozitate partenerului de viață. Încercați să vă detașați. Scorpion, gândiți-vă bine înainte de a lua o hotărâre importantă. Încercați să găsiți o cale de mijloc între sentimente și bani. Săgetător, s-ar putea să aveți probleme în plan sentimental și financiar. Nu luați hotărâri importante astăzi, familia vă este alături. Capricorn, nu este o zi bună astăzi și v-ați putea certa cu persoana iubită. Încercați să detensionați atmosfera. Vărsător, colaborați foarte bine cu cei din familie. Încercați totuși să nu promiteți decât lucruri de care sunteți siguri că le veți putea respecta. Pești, aveți ocazia să vorbiți cu persoana iubită despre lucruri care vă deranjează. Ar fi bine să vă alegeți cu grijă cuvintele pentru a nu jigni partenerul de viață. Atât pentru moment, eu vă doresc o dimineață frumoasă. Mulțumim foarte mult, Amalia. Noi pe Flori